A fost odată un cizmar nu foarte priceput că de acum cam îmbătrânise. Într-o seară se simțea atât de obosit încât se hotărâ să meargă la culcare, cu toate că avea determinat o pereche de ghete pentru a doua zi. Dimineața, când tocmai se pregătea să se apuce de lucru, băgă de seamă că ghetele fuseseră cum necum terminate peste noapte și, oricât le cercetă, nu reuși să le găsească nici măcar o împunsătură dată pe alături, de parcă ar fi fost ieșite din mâna unui meșteris iscusit. Muncii toată ziua, iar seara își pregăti uneltele pentru a doua zi, când ar fi urmat să înceapă lucrul la o altă pereche de ghete pentru o clientă bogată. În dimineața următoare, se cruci văzând ghetele noi nouțe, așteptându-l cu minți pe masa lui de lucru. Clienta cea bogată se arătă foarte mulțumită de încălțări și îi zise Ai dat dovadă de mare măestrie. Pentru asta am să-ți plătesc pe ele de două ori mai mult decât ne-am înțeles în urmă cu o săptămână. Fericit, cizmarul își pregăti uneltele pentru a doua zi, când urma să se apuce de cea de-a treia pereche de ghete iar povestea se repetă noapte de noapte. De fiecare dată, dimineața, cizmarul găsea pe masa de lucru câte o pereche de ghete minunat meșteșugită. Așa se face că izbuti să își vândă încălțările din ce în ce mai scump și, în scurtă vreme, reuși să pună și ceva bani deoparte. Într-una din seri, bătrânului povestine vestei sale despre minunile ce i se întâmplaseră până atunci. Ce-ar fi să stăm de veche în noaptea asta să vedem cine este atât de inimos de ne dă un asemenea ajutor, îi mai spuse el. Zis și făcut, așa văzură cum, la miezul nopții, doi spiriduși se furișau în atelier, se puseră cu nădejde pe lucru și, în scurt timp, terminară perechea de ghete. Deși afară era vreme rea de iarnă, nevasta cizmarului observă că spiridușii erau îmbrăcați cam subțire. Chiar a doua zi, femeia se apucă și îi cusu fiecăruia câte o cămășuță, o vestuță și un pantalonaș. Le așeză apoi pe masa de lucru lângă ghetuțele noi nouțe făcute pe măsura lor. Pe la miezul nopții sosiră spiridușii și, găsind hăinuțele, le îmbrăcară numai decât. Apoi se încălțară și dănțuiră fericiți până când făcură țuști pe ușa afară. Și din noaptea aceea nici că s-au mai arătat pe acolo chiar dacă spiridușii nu mai veniră, ducându-i se vestea de meseria și scusit, cizmarului începu să-i meargă din plin și a avut parte numai de noroc și fericire alături de soția lui.